Salutare lume și bine v-am găsit la un episod din Seria noastră de Good Game Empire. În acest episod uh, vom ataca mai mult nomazi, dar înainte de asta aș vrea să fac un mic anunț. Uh, am deschis recent un canal de Twitch pentru a putea face live-uri, pentru că pe YouTube v-am zis am primit uh, un copyright și timp de 3 luni n-am voie să fac live, așa că până atunci vom face majoritatea live-urilor pe Twitch. Uh, Linkul o să l aveți în descriere. Poate voi face chiar astăzi un live. Nu știu dacă voi face neapărat cu voce sau fără voce, dar asta rămâne de văzut. Am făcut până acum cam 6 live-uri și s-au dat 33 de followeri. Vă mulțumesc foarte mult pentru fiecare follow. A fost destul de nebunie pe pe ultimul live, deci am râs în prostie. După ce am închis live-ul, bineînțeles, pentru că N-am vrut să vă pun să mă rând acum tot live-ul. Nu știu, m-am distrat uh, foarte tare și o să las la finalul episodului o mică secvență cu finalul live-ului ca să vedeți cât de nebuni sunteți și <gântu -i> cât de tare a fost. Uh, bun, acum hai să trecem la linii noastre. Ceva mă întreb aici, când pun episod? Uh, păi o să pun astăzi episod. <gântu -i> uh, bun peste aproximativ 2 ore, mai puțin de 2 ore să apară un episod. A venit nomazi după lungi așteptări. Au fost acum cam 7-8 zile de strini și corbi, deci a trecut destul de mult timp. Și oarecum uh, am propus alianței să facem toate recompensele, tot aceasta, și sper să reușim. Bun, să băgăm aici frumos o mică presetare, de fapt vreau să dau cu ăștia. Acum la soldat stau destul de prost, am necât 7.000 de distanță, pentru că, nu știu dacă v-am zis, dar au dezertat destul de mulți. Și, acum sunt în recuperare, să știam așa, cu contul. Deci, o să trag poate un pic mai slăbus decât de obicei. Bine, de fapt, vreau să facem toate salturile, deci să ajungem la 88.000 de puncte. În caz că sunt doritori care vor să facă 2-3.000 de puncte la nomazi și au nevoie de salturi, poate să vină știți uh, la noi uh, pe perioada evenimentului, deci nu definitiv nu să bine, poate unii vor să rămână și definitiv, dar în caz că nu îndepliniți criteriile pentru a rămâne aici în alianță, vă voi ține aici pe parcursul eventului ca să luati și voi salturi. Bineînțeles dacă și trageți, nu să le de degeaba, pentru că nu-mi place genul acesta de joc, să stai de degeaba și să iei recompense. Trebuie să existe întotdeauna un echilibru, gen, eu când aveam timp de joc, mai stangam, să zicem așa, luam premiile, nu prea aveam timp să trag, dar după aceea mă băgam foarte bine la top, Așa am câte 20-30 de, de puncte și practic acele cu puncte compensau sau punctele nefăcute la restul evenimentelor. Dar uh, unii au făcut uh, gen fix invers. Trăgeau foarte puțin la evente și la o recompense în prostie. Și după cum venea vorba să-și arate prin skin cu punctele făcute, ori ieșea din alianță, ori se au o groază de motive. Am întâlnit uh, multe persoane de genul acesta. Deci, uh, ca și idee, dacă aveți niște soldăței, unelte și vreți să luați și voi ceva, mai multe salturi, să mai le și păstrați pe lângă uh, faptul că o să le luați pe toate, vă aștept cu drag, lăsați un mesaj, când o să intru pe joc vă răspund și vedem uh, dacă merge treaba. Ok. În sfârșit un străin mai ok. ă uh, străin. Doamne, deja am ceva cu străinii. Un nomad. Mă sper să găsesc un nomad uh, cât de cât bun. Gen. Unde să pun câte 24 de păpuși sau 48 de scuturi. Am foarte multe scuturi, uh, dar am și foarte multe salturi acum. Și... Uh, nu știu, în seara asta vreau să dau cam... Stai, am zis că pun din astea. În seara asta vreau să dau cât mai multe atacuri ca să am un gol, să zicem, un inventar, în caz că se trezește cineva să atace ceva mai mult. Să am timp uh, să recuperez în caz că ajung mai târziu acasă. Ok, îmi să scuze dacă o să fie episodul asta ceva mai plictisitor, dar uh, sunt destul de obosit și nu mi-a venit nicio idee. am avut o idee de, de a filma ceva, dar. Uh, necesită deci mai multe pregătiri, așa că n am avut timp. Ce deci am ajuns astăzi acasă, m-am pus puțin în pat, zic hai că stau 5 minute 10 și filmez un episod de Good Game și am adormit instant. Deci, nu știu cum a trecut timpul și m-am trezit, era ora 5 și am dormit o oră și ceva și nu mi-am dat seama că am adormit. Deci, efectiv, m-am trezit. Deci m-am pus în pat, am stat puțin și m-am trezit direct. Deci nimeni nu mi-a da seama când am adormit. Nu știu, mai nou când sunt destul de obosit și dorm mai puține ore, am tendința să adorm instant, dacă mă pun într-o poziție puțin mai comodă. Și a fost foarte ciudat azi de Nici niciodată n-am pus în viața mea așa ceva să adorm așa instant. Gen, puteam să adorm chiar și într-un loc public, nu știu dacă de somn mi-a fost. Deci am dormit o oră, parcă tot obosit, nu, simt, nu știu. Deci nu știu dacă o să facă chiar un live, dar uh, vedem. Bun. Uh, vreau să lăsați în comentarii o părere despre cum s-a părut cadoul primit de la cei de la Good Game. De fapt, despre, ce două, despre cele două cadouri. Uh, cu o de standard de un milion de monede și acel sac cu materiale pentru construcții. Și primul cadou cred că a fost cu 500.000 de monede, 1.000 de Uh, drapele ale invadatorului și mai era ceva, dar nu mai țin minte exact ce a fost. Cred că tot un fel de săculeți. Bun, vreau să mă uit eu la ceva. Ok. Am primit și foarte multe cadouri din partea voastră pe live. Uh, am început live, sezon, să zicem, cele șase live am început cu 1000 și ceva de drapele ale eroului și uite că am ajuns la 4500. Bine, nu toate sunt făcute din live, am mai primit și, uh, zicem așa, off camera din partea voastră. Dar s-au donat foarte multe și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Acum, tura acesta sper să fac undeva la 3-4000 de standarde. Contează uh, cum mă tragă și restul colegilor pentru a lua și restul salturilor. Uh, și cu ce am mai primit sau undeva la 5000 de dar de 3300 așa frumos. Deci am foarte multe steaguri pentru următorul even uh, event de străini. În caz că o să mă... De fapt vreau să mă bag să termin acum din a doua tură tot comandantul. Și poate când începe a patra tură de comandant o să mă bag din nou să iau eroul și de adică, să iau 4-5 bucăți și în a tură de comandant să iau a doilea comandant de string, cel nou. Deci comandantul nou de string. Bun, am câte 7.000 și ceva de steaguri pe regate. Uite pe pis chiar 8.000. Așa, aproape 8.000 și pe gheață, cum funcție de timpul în care se fac. Deci am undeva la 30.000 de steaguri roșii, e perfect. U, ce mulți am pierdut da, am atacat pe francul. deci am pierdut așa mult. Ok. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. A, trebuia să pun 34, nu 24, da. Mă trebuia să pierd 2 soldați, 3 maxim, deci de ce am pierdut așa mulți? Urât. Urât de tot. Da, de-aia mă nervează nomazii ăștia când sunt la level mic, pentru că pierzi foarte mulți când îi uh, crești nivel știi că la primele atacuri am pierdut câte 15 și acum... Oh, fac, am primit un mesaj. Nu! No! S-au notificat de pe YouTube. Uh, da, de pe YouTube. Un comentariu din partea voastră. Ok, hai să vedem. Uh... ne Imediat ajungem la salturile de 5 ore și 2 ore. Deci hai să băgăm spionaj repede. O simt și noi salturile de două, dacă tot o să primim altele. Si sper să ne dea ceva numai mai convenabil. A, ah, prea am pierdut destul de mult. Nu se pune. Nu se pune. Dar nu stiu de deci, ce am zis nu se pune, dar în fine. Delirez deja. Abia aștept sa să termină săptămâna asta. Ah, Sunt în viitoare să fiu liber toata săptămâna. Pentru că de Crăciun, la locul meu de muncă o să fie o nebunie imensă și acum toată lumea a primit, să zicem așa, un mic concediu pentru... Uh... deci toată lumea care nu și-a luat concediu până acum a primit un concediu înainte de luna decembrie pentru a-și încărca, să zicem așa, bateriile și de a reveni în forță la lucru. Ce o să fie nebunie și atunci, asta în viitoare, vreau să filmez cam 3-4 clipuri din fiecare serie care se postează normal săptămânal pe canal, gen Robocraft, Team Fortress 2, Dirt 3, nu stiu ce mai avem, uh, uh, Zombie Army. Acolo am filmat un episod, am nu să-l postez lui doar că am uitat să pornesc microfonul. Așa am posti și la Dirt 3, deci trebuie să am grijă de acum acolo cu microfonul. Îl mai opresc când fac live, am un buton uh, în care pot să dau mute și atunci. Am... Uh, nu mai pot să. Adică nu, mai, nu că nu mai pot. uit uh, să-l pornesc. Ce efectiv. Vă uit să. el deci, uita să... uit, așa off și după. mă trezesc că am filmat un episod întreg. Poate chiar un episod destul de reușit. O oh, stai. Nu, nu, nu -o să punem uh, scutul de acela pentru că sunt destul de scumpe. Deci am. destule, să zicem. Uh, știu că o singură dată am consumat la numai azi Când uh, a fost uh, acel event de primăvară Nu de primăvară, de vară Și nu putem să spunem că nu sunt așa de scumpi alea Și nu prea se duc așa repede Precum uh, scuturile astea Și efectiv a rămas fără niciun fucking scut Deci... Gândiți-vă că prima dată după nu știu cât timp a rămas gol pe cont, deci nu mai avea niciun scot. Am mai avut 30 ceva de scuturi de lemn și nu, sai, să fac o prostie. Și nu vreau să mă min, dar cred că am avut uh, 50.000 de monede, ceva de genul, deci efectiv a rămas gol. Deci de toate monedele pe care le câștigam, cumpăram scuturi de lemn și de toate tabletele pe care le câștigam n-am mai cumpăram soldați pentru că efectiv a rămas gol pușcă, a crescut topul în prostie, pentru era vară și n am mai rămas cu nimic, deci nimic, nimic. A fost praf și pulber atunci. Dar am luat topul și am câștigat tot pe atât de... Să le vorbim spre ceva, două pietre. Și a fost foarte ok. Și iată o piață de flank, nu de flank, de limită față. sau limit, nu mai știu, ceva limita am câștigat oricum. Și piata de curte care se câștigă de obicei. O un câștig foarte bun. Mă la pupuș, mi-am revenit cât să, nu știu, cât de cât să dau la evente. Dar vreau să revin, nu știu, începând de anul viitor, Vreau să vin la vechiul meu stoc de câte 50-60.000 de mii De ce mi-e așa mult? Eu nu înțeleg Sunt adormit sau ce naibă fac? Și deci, de ce au fost 27? De ce am fost 12? Ok. Nu stiu ce am în ultimul timp, dar sunt foarte dormit. Stai să văd. Ca și la episodul cu străinii, credeam că mi-au schimbat defensiva, dar se pare că am fost eu foarte adormit. Deci nu știu ce... Stai. Deci cum o să fiu foarte atent? Deci 22 de păpuși vin acolo. Hai să vedem. Că le putem... Pune cât mai repede, să mai economisim din timp. Nu știu dacă am agat o presetare. Ba, uite, am pus una. Se pare că acest lucru nu l-am uitat. Să ne mai cum am pierdut. Da. Aici e ok deja, deci. În sfârșit am pus corect tuneltele. Dai să unez resursele alianței. Bun, eram full. Oricum n-am ce să fac momentan cu ele. Până nu încep de lui din nou. Uh, ok. Și o chestie foarte interesantă deci acum când trimiteți resurs s-a băgat chestia asta de all-in. Vedeți, puteți să dați acum, nu mai trageți de scroll ăsta. Dacă mi-aș lăsa. Dați, pe butonul ăsta și intră toate resursele maxime care pot fi cărate cu căruța voastră. Deci e super tare. chiar mă gândeam la chestia asta când fac și ei un buton de genul pentru că pe telefon e destul de greu să tragi de de acela pentru că doar în full screen poți face asta deci prima trebuie să mergi sus în colț să dai full screen și după aceea poți apea deci așa poți să joci și în ecran mai fără să te chinui prea mult nu pe mine a enervat destul de mult Opa, stai Era să uit de multe Eu de, de multe de soldați Dar chiar am uitat de ei Hai să vedem 36 Hai că pierdem Relativ ok În afară faptului că am pierdut acolo destul de mulți Pentru că sunt adormit Destul de rau Hai să vedem Ce reușim să facem uh, Nu știu, poate să fac diseară un live Poate nu Pentru că sunt destul de obosit Și am vrut să dorm acum, dar Am să filmez un episod um, Pentru că am zis Că o să încerc să postez Aproape în fiecare seară La ora 8 Și vreau să mă țin de acea promisiune Pentru că mai promisim multe chestii Și nu m-am țin de ele Dar acum Voi încerca să mă țin cât mai mult de promisiune Bun Deja Vorbesc prostii. Mă repet, nu mai știu ce fac. data cu ele. Bun, și viitoare, atunci o să fie, cred că, trei episoade de Good Game. Dacă tot o să fiu liber. Și live aproape în fiecare zi. Sau poate chiar în fiecare zi să fac câte un live. Asta rămâne de văzut. Încă nu sunt sigur dacă o să se întâmple, dar... Oricum, 3-4 live o să fie acolo. Am să că din astea 6 live-uri media este undeva la 25 de persoane pe live constant, ceea ce e un număr foarte bun după părerea mea. Ieri știu că au intrat 20 ceva, 20 ceva de persoane seara și cum n-am vorbit și am băgat niște muzică mai tro, să zicem așa. nu ne poate să sperea ce a ieșit. Dar... Uh... După aceea, când am pornit microfonul, au mai revenit probabil câțiva sau au venit de pe YouTube. Dar a fost ok. Nu știu, primul live am fost destul de emoționat. Nu știu, nu, nu știu ce să zic, sincer, că... Așa când filmez, vorbesc cu microfon, să zicem. Nu cu microfon. Vorbesc practic cu voi, doar că puțin mai întârziat sau puțin mai mult întârziat. Dar așa live e altceva, e ca și cum aș fi lângă voi sau ceva de genul. Pentru că adică, uh, voi îmi puneți întrebări prin chat uh, pe joc și atunci eu vă răspund după câteva secunde și pentru că este delay acela între uh, ce fac eu și ce se postează pe Twitch, vă răspund cu întârziere de câteva secunde, nu știu, maxim 15, dar oricum nu e o diferență destul de mare. În total așa e destul de ok în principiu să fac live-uri și place destul de mult, doar că se pierde foarte mult timp, nici nu observi când trece timpul când faci live. Am de exemplu am făcut uh, marți un live de 2 ore și ceva, aproape 2 ore și jumate și n-am observat că a trecut așa de repede. La început a fost mai plictisitor, să zic așa și pentru mine, pentru că am început la ora 2 și 10 minute și mulți dintre voi erați încă la școală atunci, dar nu la școală, în drum spre casă sau chiar la școală, așa că nu prea a venit multă lume, eram cam 10 persoane, 10-15 persoane și după ora 3 știu că am ajuns pe la 34 de oameni la un moment dat și atunci chiar a fost super ok, am primit multe mesaje, am putut să vă răspund la întrebări, m-ați întrebat de blaturi, de muzeu, de sate, o groază de chestii. Uh, și da, așa e mai ok să vă răspund și vou live. În caz că nu înțelegeți ceva, puteți să mă întrebați din nou. Gen la blatul, am început să explic, cineva n-a înțeles o parte, am explicat din nou și uh, a fost foarte ok așa. E mai ok live, doar că v-am zis, pierde destul de mare de timp, în, în vedere că postez și pe YouTube. Dacă aș face doar live-uri, Probabil aș face câte 3-4 ore pe zi live, dar nu. Momentan nu o să fie chiar așa de lungi live-urile, poate. Dar nici la vară, nu știu, pentru că o să lucrești la vară, bineînțeles. Și. Da. Ok. Păi uh, eu încheie aici episodul. O să vă las acum cu o secvență din ultima parte a cel de-al uh, patrulea live. Uh... Cred că live-ul 4 a fost, da? Și ne auzim duminică la un nou episod în care, ca de obicei, nu știu ce voi face. Poate v-a o idee ca și seară. Să poate chiar o să aplic de aceea, doar că mă voi gândi mai bine la cum să structurez episodul ca să înțelegeți mai bine. Deci am pierdut ceva mai bine. Ok, aici vă las. Vă orez la joc și ne auzim data viitoare. Bye, bye! Bun, deci, uh, acum dacă vreți să mă torlați cu resurse, hai, trimiteți fiecare câte o căruță. Să vedem câte căruțe se adună. Deși sunt multe pe drum, să vedem câte se adună. Chiar sunt curios. Aștept acum ca să trimiteți. Hai să văd ce mai este prin mesaje. Dar hai să așteptăm aici puțin. Să vedem câte căruțe vin. Hai să dau un zoom out la hartă. Să vadă mai bine. Hai să vedem cine trimite resurse mai ne interaful acum văd că s a mai terminat. Ok hai să vedem cine trimite resurse. Bun au început să apară săgețile sau mi s-a părut mie. Da uite au început să apară hai să vedem. Câte resurse puteți voi să trimiteți. Nu te lasă să trimiți. Hmm, că nu s-a dus limita aceea. Ok, acum au început să apară. Bun. <laughs> Mamă! Ah, cum se mulțesc. <laughs> Hai să ne... Ce nu... Ah, A, începe să trimite și pe... <laughs> și pe insule, frumos așa. <laughs> Ce troll time. Bun, super așa. O acum le-ați mai lăbărțat puțin, mai a fost prea concentrate pe mijloc. Dar s-a puțin harta așa acum. Mamă, cât e vin pe Hades. Nu știu, cred că limita este de 30 de săgeți, dacă nu mă înșel. Uh, da, eu nu -ți. hai să-ți fac și o prezentare, dacă am făcut la toată lumea până acum, de ce să nu fac și ție. Să uităm la castelul tău. Dacă s-ar și încărca, ar fi perfect. Bun. Ce level ai? Level 66. Bun, deci, cum am spus și la restul, după ce treci la level 70, poți să începi să-ți astea de resurse și după aceea să începi să-ți faci cele pe cele de la nivel legendar. În caz că vrei să faci misiunile cu lemn și piatră, Grânalele la fel, stai ok cu castelul, ai destul de multe decorațiuni, Surez baftă și ție în continuare. Bun. A, nu din cauza războiului, din cauza că este o limită de 30 de săgeți la fiecare jucător. Mamă câte vin aici, mamă câte vin, Fi atent. <laughs> ok. <laughs> Iar s-a colorat harta în garmen Bun, și începe nebunia. Hai să vedem cine poate să spameze mai mult. Hai, să vedem concurs. Cine poate să spameze mai mult? Câte mesaje primesc în câteva secunde? Hai, băgați așa mesaje în continuu să vedem. Ajungem ca și ieri. La numărul acela de mesaje. Ok, încă aștept să văd. Să ajungă... Vreau să-și revină delay acela. <laughs> E, macarena, nu. <laughs> bun, uite că vine. <laughs> oh my god. <laughs> oh, fuck, o, fac, mi-a picat casca. Mamă, ce aici? Ok. Puterea abonaților de pe live. <laughs> Foarte mare. Bun, bun. Uh, partea asta o să apară pe YouTube Deci ca să știți ca și de Ca să știți ca și de Dar sunt de ciudat Ca și de ca să știți O să apară Această parte pe YouTube În care ați trimis ca și nebunii uh, Mesaje Și văd că Încă continuă acest val Bun, puteți să vă opriți dacă vreți Share uh, Am închis live-ul Și cred că încă 10 minute am primit spamuri în continuu Deci a fost nebunie N-are rost? Bun, puteți să vă opriți, eu vă rog frumos Nu mai trimiteți Oh my god, cred că, că mă banează sistemul La câte mesaje am aici Sau să vedem la ne peste cont Mai ce naiba face să de mesaje? <laughs> ok, eu zic să vă opriți Voi jubiți mai tare Bun